Hristos a înălțat și bine ați venit la Muzeul Național George Enescu. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de când ziua înălțării Domnului nostru Iisus Hristos a fost legiferată pentru prima dată drept zi de comemorare a eroilor căzuți în primul război mondial. Dacă în acești 100 de ani au fost și perioade în care evocarea eroilor avea loc la o altă dată, iată că din anul 2003, printr-o nouă lege, ziua înălțării a fost proclamată Ziua Eroilor. Pentru a marca această sărbătoare națională a poporului român, am dorit să evocăm figura lui George Enescu și a soției sale, Maria Cantacuzino Enescu, în contextul implicării lor în evenimentele primului război mondial, atât prin acțiuni de binefacere, cât și ca martori ai evenimentelor, pornind de la memoriile celor doi. Maestrul George Enescu amintește succint perioada 1916-1918, pe de o parte fiindcă a fost întotdeauna de părere că muzica este cea care trebuie să vorbească în locul său, pe de altă parte fiindcă, citez, în realitate mi-este rușine să includ un asemenea capitol în povestea vieții mele. Cele două războaie mondiale au fost catastrofe universale, iar viața mea doar una individuală. Vreau să spun că nu o pot compara cu tragediile suportate de atâția oameni. Am încheiat citatul. În schimb, dorește să evoce cu mândrie mărturia contelui Auguste de Saint-Hollaire, diplomat și istoric, ambasador al Franței în țara noastră, un om care și-a pus în mod deosebit amprenta pe destinul țării în timpul tratativelor de pace, în urma cărora s-a înfăptuit România Mare. Citez. El menționează câteva lucruri care merg drept la inimă. Datorită lui, se va ști, de fapt, că infirmiera șefă, prințesa Cantacuzino, obișnuită să trăiască în cel mai mare lux, dădea personal exemplu în fruntea echipei sale de muncă, fără repaus duminical, 17 ore pe zi, înfruntând epidemiile și îngrijind rănile cele mai respingătoare, într-un spital model pentru toate celelalte. Am încheiat citatul. Mărturiile Mariei Cantacuzino sunt mai detaliate. O parte însemnată este dedicată primului război mondial și acoperă aspecte diverse. Declanșarea războiului, exodul administrației spre Iași, geroasa iarnă 1916-1917, foametea din 1917, situația spitalelor slab pregătite, activitatea unor personalități politice, chiar și reforma agrară promisă de regele Ferdinand. Aș dori să extrag câteva pasaje în care, cu emoția faptului trăit, dar și cu spirit critic, evocă evenimente dramatice. Maria Cantacuzino, atât la București cât și la Iași, a fost infirmieră, la fel ca multe alte doamne din înalta societate, colaboratoare apropiate ale Crucii Roșii Anglo-Americane. Iată ce nota în 1916. București, 10 septembrie. După numai 8 zile de la mobilizarea generală, trupele noastre au respins inamicul până la marginea Brașovului. După lupte sângeroase pe Valea Timișului, unde vânătorii de munte au luptat ca niște lei împotriva unor unități de 5-6 ori mai numeroase și cu mult mai bine echipate. Aceste succese nesperate nu prevestesc totuși nimic bun, judecând după transporturile de răniți care se succed la intervale din ce în ce mai mici de alaltăie. Bărbații în zdrențe, bandajați cu pansamente murdare, cuiburi de păduc și de puroi, posturile de prim ajutor de pe front, mutilați, muribunzi, ce umplu spitalele nepregătite, prost organizate, ca toate lucrurile la noi. Nici timpul, nici prilejurile de a ne pregăti n-au lipsit totuși. Sunt 2 ani de când trăim sub amenințarea și semnul războiului. Încetineala și lenea noastră născute ne fac să lăsăm mereu pe poimâine ceea ce trebuia să fie făcut alaltăieri. Ne fac incapabili să prevedem și să organizăm la timp vreun lucru. Situația precară a spitalelor de campanie, precum și starea răniților, apar adesea menționate în paginile memoriilor sale. Spitalul militar din București este descris de Maruca drept un loc murdar și mizer, a cărui transformare într-un sanatoriu curat a însemnat 3 săptămâni de muncă îndrăjită. Eforturi răsplătite de fețele înseninate ale bolnavilor, oameni simpli, pentru care o sală bine aerisită, lenjeria și pansamentele curate erau ca o încurajare.
încurajare. În ciuda războiului și a tuturor greutăților, perioada petrecută la Iași a însemnat și consolidarea relației dintre Maria Cantacuzino și George Enescu. Amintim faptul că în timpul războiului Enescu s-a refugiat la Iași, unde a susținut o intensă activitate artistică în scopuri caritabile, înțelegând că astfel își poate exprima solidaritatea cu cei aflați în linia întâi. Generozitatea muzicianului este ilustrată și printr-o altă întâmplare ușor comică, după spusele Marucăi. În toamna lui 1917, după un concert susținut la spitalul din Tescani, Enescu urma să meargă la spitalul din Piatra Neamț pentru următorul concert. Pe drum însă, mașina rămâne în pană. Muzicianul nu ezită să își continue drumul cu un camion militar, îmbrăcându-și din mers cămașa și fracul, pentru a putea ajunge pregătit. Incidentul determină amânarea momentului artistic pentru a doua zi, când, în curtea spitalului, sub arcul de triumf din crengi de brad, citez, vioara, în ciuda tragismului locului și timpurilor, vioara divină transmitea, ca o strălucitoare compensație, mesajul de viață celor ce aveau să se însănătoșească, dar și celor ce mureau. Am încheiat citatul. Subiectul abordat astăzi este mult mai vast, însă atât noi la București, cât și colegii de la Tescani, am ales doar câteva aspecte, considerăm noi, reprezentative. În încheierea succintei noastre prezentări, am ales emoționantul moment al slujbei oficiate la Mitropolia din Iași în memoria eroilor căzuți la Mărășești, slujbă la care Maruca a luat parte. Citez. Ora 11. La Mitropolie, clopotele bat tare, cu bronzul vibrând, sunetele se revarsă peste oraș și în inimi, în onoarea vitejilor căzuți la Mărășești. Regele timid, strălucitoarea regină în lacrimi, prințesele regale cu tinerețea lor luminoasă și gravă, femei în doliu sau în uniformă de infirmieră, costume negre, gulere scrobite, uniforme presărate cu decorații și public recules, s-au adunat pentru a celebra, după ritul ortodox, sfânta memorie a morților de la Mărășești. Luptătorii îmbrăcați de ceremonie, nemișcați și în poziție de drepți, cu fețele bronzate de focul bătăliilor, țin cu mândrie drapelele care au fâlfâit și s-au rupt în vijelia luptelor. Oamenii aceștia simpli par niște semizei, copii ai pământului românesc, care știu că în luptă trebuie să învingi sau să mori. Și ei au învins.